Bună fecioară și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 2-8 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia fecioară, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi fecioare, se pare că soarele a început să strălucească extraordinar de tare. În momentul în care am început filmarea dedicată vouă, ăsta este un semn foarte bun. Da? Înseamnă că prima săptămână din an vă găsește într-o stare de bine. Prima săptămână din an, cu siguranță, vă va lumina viața și vă va ajuta să vă clarificați mai multe probleme. Chiar dacă mercur, guvernatorul vostru este retrograd. A venit și pisica, deci sunt numai vești bune pentru voi. Venus, planeta banilor, planeta iubirii, intră pe casa a șasea pentru tine, în semnul vărsătorului. Asta înseamnă că este o perioadă bună pentru tine să îți găsești un loc de muncă. Dar este o perioadă care începe pe 3 ianuarie și durează toată luna. Deci, Uh, poți să-ți găsești un loc de muncă dacă ești și cauți. Pe de altă parte, poți să găsești tot felul de activități din viața de zi cu zi care să îți aducă bani, care să îți aducă venituri suplimentare. Pe de altă parte, este o perioadă bună în care poți să cunoști pe cineva la locul de muncă sau dacă ai deja o relație cu un coleg, uh, lucrurile să știi că vor merge spre bine o femeie te poate ajuta foarte mult în această perioadă pe tot ce ține de muncă, pe tot ce ține de poate chiar și sănătate. Da? Fecioarele care aveți o problemă de sănătate, acum ă, aveți ocazia să mai rezolvați din, din acele situații neplăcute. Ha, bun. Deci o perioadă bună cu Venus acolo. Venus îți poate aduce recunoaștere, îți poate aduce apreciere din partea celorlalți, deci tot înainte că ești bine susținut. Apoi avem o lună plină în semnul racului la final de săptămână, în noaptea dinspre 6 spre 7 ianuarie. Lună plină care pentru tine se petrece pe casa 11 și activează axa 5-11. Este o lună plină foarte bună pentru tine, dar ce vreau să menționez este faptul că apar tensiuni în relația cu persoana iubită. Pot apărea tensiuni uh, în planurile tale de viitor sau chiar tensiuni în relația cu un copil. Vrea să facă ceva, tu nu ești de acord sau uh, copilul hotărăște ceva și tu nu ești de acord sau nu. Da? Deci sunt aici. Uh, Lucruri care se contrazic. Da? Tu spui una, cealaltă persoană spune altceva. Atenție: ce decizie ei, pe dragoste, sau în legătură cu un copil, sau în legătură cu niște afaceri, pentru că este posibil să revii asupra acestor decizii. Pe de altă parte, ți-ai făcut un plan sau ai avut niște discuții, și acum ele se pot concretiza. Este o lună plină cu surprize pentru tine, cu surprize care sunt legate de muncă, surprize care sunt legate de sănătate, de ce nu? Și mai ales este un moment în care e ca și cum această închidere sau această transformare care apare, vezi că te ajută să închizi o etapă mai puțin plăcută din viața ta. Da? ascultă-ți intuiția că e mult mai bine așa pe această uh, lună plină, în egală măsură, vezi că se pot închide începând cu această lună plină, nu de pe o zi pe alta, ca să ne înțelegem, se pot închide ușor, ușor acele probleme legate de prieteni, persoana iubită, uh, acele probleme legate de planurile tale de viitor, una planifici, alta se întâmplă. Deci pot fi lucruri date peste cap. Dar având în vedere că Lilith iese de acolo, de săptămâna cealaltă, chiar ți-ar spune că e o perioadă bună în care poți să mai rezolvi din, din probleme. A venit pisica la tine la citire și este destul de liniștită. Deci sunt semne foarte bune. Ce mai avem de discutat? Uh. Da, vezi că poți să închizi ceva. Este o perioadă bună pentru tine de închidere, de transformare, de rupere. Da? Bun, cam atât în mare parte. Hai să vedem puțin și uh, oracolul ce îți transmite, ce trebuie să știi tu. Mă mir cum de pisica este așa liniștită, pentru că de regulă ea este foarte agitată. Înseamnă că e o săptămână în care vă liniștiți și voi. Mesajul pentru tine este din partea Arhanghelului Metatron. Numerele importante sunt 4, 1, 5 și 41. Culorile importante sunt roz, mov, non culoarea alb și mai avem aici albastru și chiar auriu. Vezi că ai o protecție absolut fantastică și ai o intuiție foarte bună în această săptămână. Arhanghelul Metatron este cel care îți oferă următorul mesaj: Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o profundă stare de devoțiune necondiționată față de Dumnezeu, și de acum înainte vei putea fi din ce în ce mai mult la unison cu voința atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Este foarte important ca în această săptămână să te lași foarte mult în voia divinității. Este foarte, foarte important pentru tine. Indiferent ce se întâmplă, lasă lucrurile să curgă. Da? Ce se închide, se închide pentru că îți este mult mai bine așa. Bun, hai să vedem acum și tarotul ce îți transmite, ce trebuie să știi. Pentru această săptămână, să vedem pentru fecioară, lună sau ascendent. La baza pachetului avem un șapte de spade și cu turnul. Este clar aici o rupere, o reacție neașteptată a unei persoane, dar și o închidere bruscă. Da? O închidere bruscă care să știi că poate avea legătură cu o despărțire, mai ales, repet, cei care sunteți într-o relație. Chiar veți rămâne surprinși da? de reacția partenerului sau partenerul va rămâne surprins de reacția voastră. Pe de altă parte, văd aici o schimbare majoră care apare pentru tine, care te scoate oarecum din zona de confort, dar este o schimbare care te eliberează de niște lucruri negative. Și uite, iar a început soarele, da? A ieșit din nori, deci e un semn bun. Prima carte, patru de cupe, se pare că este o stare de plictiseală, este o stare mai, mai puțin plăcută în cadrul unei relații. Dacă ești o fecioară singură, vezi că, în sfârșit, îți dai seama ce prieteni ar trebui să elimini da? sau, mai bine spus, îți dai seama cam pe unde era blocajul. Ori cineva te sfătuia greșit, ori te-ai raportat foarte mult la prietenii tăi. E ceva acolo ce se închide, e ceva ce vei afla. Da? Poate să fie și un secret pe care îl afli. În mintea ta eremitul este cartea ta în tarot, deci este clar că tu dai dovadă de foarte multă înțelepciune. Poate ai de muncă mai mult în această săptămână, dar cartea vorbește despre o persoană serioasă, sinceră, stabilă și vom vedea fecioare care vor dori să lucreze pe cont propriu sau fecioare care vor dori să facă totul în stilul lor. În inima ta nebunul, foarte frumos, iar venit soarele Uh, nebunul în inima ta îți vorbește despre niște surprize total neașteptate legate de casă, familie, legate de viața ta privată. Cartea poate să mai vorbească și despre un nou început în plan personal, dar poate să fie și un moment în care tu vrei să lași lucrurile să curgă în viața ta. La baza manifestărilor tale, împărăteasa o legătură cu un taur sau cu zodia balanță. Poate chiar confortul tău este mai important ca niciodată, poate chiar și la muncă sau în general în viața ta. Cartea poate să vorbească și despre faptul că o femeie ar putea avea o influență foarte mare asupra ta, însă văd aici o dorință de confort, o dorință de stabilitate. Unii chiar o să auziți în această săptămână de o persoană da, nu știu, un prieten, un vecin, cineva din familie, e cineva de prin jurul vostru, care urmează să devină mamă sau tată, adică o persoană însărcinată. Nu este neapărat nevoie să fie vorba de voi. Dar pentru unii, da, nu zic nu. Dar pentru cei mai mulți dintre voi veți auzi de acest lucru sau de un proiect da, pe care ori voi îl puneți în desfășurare, ori cineva îl pune. În exteriorul tău doi de monede văd aici pe cineva care uh, se ocupă cu două lucruri în același timp este o persoană sensibilă, cineva căruia îi place foarte mult să jongleze cu diferite lucruri, dar uh, cartea poate să vorbească și despre o persoană indecisă, marele preot, următoarea carte, o legătură din nou cu un taur pentru unii este valabil pentru toți. Cineva vrea ceva stabil cu tine. Da? Uh, unii chiar nu m-ar mira să -au auziți și de o blogodnă, de o eventuală căsătorie și chiar veți rămâne surprinși. Uh, cartea aici poate să mai vorbească și despre o persoană din familia ta, pe care tu o respecti mult. Poate să fie cineva care, nu știu, este terapeut sau cineva care lucrează cu ceilalți, un profesor, un mentor sau pur și simplu o persoană față de care tu ai un respect aparte. Da? Această persoană de aici văd că îți va fi alături, te va surprinde. Ultima carte, judecata, wow, îmi mm, dragi fecioare, judecata vine cu acel moment în care în sfârșit ceva se clarifică, în plan profesional se ia o decizie, cineva din viața ta ia o hotărâre în legătură cu această îndoială, deci cineva se îndoiește aici, cineva nu e sigur pe el. Da? Acum spune ceva, apoi se răzgândește. Poate să fie o persoană ușor instabilă, emoțional. O persoană jucăușă, energică. Da, deci dragi fecioare, o săptămână foarte intensă pentru voi. Nu degeaba a venit soarele în, în filmare la început și pe parcurs. Cu siguranță se vor clarifica multe lucruri în viața ta, dar repet încearcă să ți asculți intuiția, încearcă să te rogi, să meditezi, pentru că ai extraordinar de multă susținere din această zonă. Da? Și această închidere să știi că este un noroc foarte mare pentru tine. Vei conștientiza acest lucru poate mai târziu. Dragi fecioare, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile Uh, pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai luminoasă, cât mai frumoasă, în care să reușești să-ți clarifici acele probleme care te deranjează de foarte mult timp.